Liga a doua, competiție unde va evolua și Chindia Târgoviște în sezonul următor, va avea 32 de echipe grupate în două serii. În următorii ani, numărul echipelor va fi mai mic, ajungând ca în sezonul 2013-2014 să existe doar două serii de câte 12 echipe. În ceea ce privește modalitatea de desfășurare a competiției, aceasta va fi identică pentru sezoanele 2011-2012 și 2012-2013, în sensul în care vor promova câte două echipe și vor retrograda câte 5 din fiecare serie. Începând cu sezonul 2013-2014, se va juca un campionat propriu-zis, urmând ca la finalul acestuia primele 6 clasate să se confrunte după sistemul play-off, iar ultimele 6 clasate în ediția regulată după sistemul play-out, tot cu 2 promovate și 5 retrogradate la final. În Liga a treia, competiție unde județul Dâmbovița va avea în ediția următoare de campionat 3 reprezentante, ca și până în actualul sezon, respectiv FCM Târgoviște, Electrocity Titu și Atletic Fieni, ultima dintre ele echipă promovată din Liga a patra în actualul sezon, se păstrează sistemul cu 6 serii. Dar se intenționează ca în ediția 2013-2014 numărul de echipe în fiecare serie să fie de 12. În plus, ca și la Liga a doua, se va introduce sistemul play-off și play-out la finalul fiecarei ediții regulate de campionat. În fiecare an, la nivelul acestor divizii, vor retrograda în Liga a patra câte 37 de echipe, urmând a promova în Liga a doua câte o echipă din fiecare serie.